Cântărețul Lino Golden a fost implicat într-un accident rutier din București. Tânărul a intrat în plin într-un tramvai și și-a distrus bolidul de lux. Ulterior și-a anunțat fanii pe rețelele de socializare că nu a fost rănit în urma incidentului. Lino Golden, cunoscut în rândul tinerilor datorită hiturilor care au strâns milioane de vizualizări, a avut parte de un eveniment total neașteptat. În timp ce se deplasa cu bolidul său de lux prin București, cunoscutul cântăreț a intrat în plin într-un tramvai, iar mașina a fost grav avariată. Cel mai probabil, artistul nu s-a asigurat atunci când a vrut să treacă pe linia de tramvai. La scurt timp după accident, celebrul cântăreț a postat o fotografie de pe patul de spital în care și-a anunțat fanii că se simte bine. Atât cântărețul cât și vatmanul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Traficul pe șoseaua Alexandriei a fost restricționat până când autoritățile au reușit să ridice mașina. Nu este prima dată când Lino este implicat într-un accident. De-a lungul timpului, artistul a fost nevoit să scoată din buzunar sume mari de bani pentru a-și repara mașinile de lux avariate în urma accidentelor.